Un cuvânt de mulțumire tinerilor noștri că ne-au băgat în seamă și pe noi și suntem prezenți la programul tinerilor aici. Acest lucru nu numai că aduce lumină în suflet, dar aduce și tinerețe. De fapt, dacă, dacă n-am mai fi noi, tinerii noștri n-ar avea rădăcini și dacă n-ar mai fi ei, noi n-am avea niciun viitor. Mă gândeam în timp ce Iris a citat aici istoria lui Diogen, mi-am scris, mi-a inspirat o temă foarte frumoasă. Când o vei auzi, să știi că de aici am luat-o. M-am gândit la un dialog între Diogene și Pilat. Diogene zice, caut un om. Și Pilat îi răspunde. Uite aici, frate. O să lucrăm asupra pentru lucru, dar vreau să spun, dacă umbli cu lumina prin Atena și cauți un om, tu ești omul ăla? Nu sunt. Pe, de ce cauți un om? Pe cauți și eu o, o pildă vie sau un exemplu, sau un role model, cum numim noi astăzi în societatea noastră, caut și eu pe cineva ca să, să emulez, să urmez exemplul acesta. De asta caut un om, nu pentru că eu aș fi omul acela, ci caut pentru acest lucru. Iubiți mei, una din, din trăsăturile de bază ale vieții, ale umblării cu Dumnezeu, este perseverența răbdătoare. Ce, cum avem noi traducerea în românește, aici este răbdarea stăruitoare a sfinților. Dacă ochii noștri ar putea fi deschiși, am vedea pe pământul acesta câte proiecte de neimaginat sunt astăzi în ruini și dacă ni s-ar spune că sunt în ruini, pentru că acela care le-a început n-a perseverat ci s-a oprit undeva pe drum, s-a întors înapoi, s-a descurajat și a pierdut direcția, dacă ar vedea ochii noștri câte vieți de oameni sunt epaveșoate astăzi, din cauză că la un moment dat omul a pierdut această însușire dumnezeiască numită răbdarea stăruitoare, perseverența stăruitoare a Sfinților. Aș vrea să notăm lucrul acesta pentru că uităm la un moment dat esențialul. Noi nu suntem chemați să avem răbdare cu oamenii, nu suntem chemați să avem răbdare cu situația, nu suntem chemați să avem răbdare pe orizontală, ci pe verticală. Ai răbdare cu Dumnezeu? Este întrebarea. Am. Mulțumesc. Ești hotărât să perseverezi până la capăt, așa se numește. Sfinții au această trăsătură a Sufletului, care este perseverența până la capăt. Nu trebuie să e aplicată greșit uneori, perseverență în prostie, în tot felul de lucruri, dar ea este o trăsătură sfântă dată de Dumnezeu nouă, să perseverăm în bine până la capăt. Și perseverența este nu pe orizontală, nu cu oamenii, nu cu situația. Perseverența noastră este cu Dumnezeu care este prezent în această și în oricare situație. Are dublu efect lucrul acesta. Spre exemplu, la Laban era convins că el are ceva de discutat cu Iacov. Era ceva pe orizontală. Domnul i-a spus nu. E ceva pe verticală, discuți cu mine, nu spui nicio vorbăre aici. Altuia nu i-a spus așa, dar lui i-a spus acest lucru, făcându-l să înțeleagă faptul că el trebuie să ține seamă de Dumnezeu în ceea ce vrea să facă. Trebuie să rămână constant, statornic în conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în viața și sufletul lui. Același lucru i-a spus lui Iacov, n-ai nicio frică, e, e vorba de mine, eu sunt cel care am spus acest lucru. Eu am îngăduit, David a spus, poate Dumnezeu l fi pus să mă bleastră, să dea praf, să, cum era și mei. Iacov, în fața aceleiași probleme, este asigurat de Dumnezeu, nu, acum nu se va întâmpla lucrul acesta. Acela asupra căruia suntem noi chemați să ne concentrăm toată răbdarea, toată așteptarea este Dumnezeu. Multe dintre situațiile în care ne găsim pun la încercare sufletul nostru pentru că uităm acest lucru. Ați observat că, la un moment dat, rută îi spune soacrei ei nu fi stăruitoare în direcția aceasta. Dar rută a limitat stăruința ei doar la căsătorie, pentru că eu nu mai am copii, ce să mai temăriți acum? Nu, nu, Naomi, adică, dar Ruth a zis, nu, nu, nu despre asta am vorbit. Eu am spus, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu și de aceasta este legată stăruința mea. Deci nu stărui să mă întorc înapoi de a căuta pe Dumnezeu pentru totdeauna și toată viața mea și în orice împrejurare. Aceasta era ancora sufletului ei. Și prin harul lui Dumnezeu, perseverența ei a adus roade. Despre aceasta vorbim în tuitorul, în capitolul 18 din Luca, acolo unde spune: Nu vă pierdeți răbdarea cu Dumnezeu. Măcar că zăbovește, măcar că zăbovește, va face dreptate. Ceasul lui Dumnezeu e mult mai bun decât al nostru, al nostru ore înainte, ore în urmă, cu luni, de zile, cu ani, de zile, cu viața întreagă, un rămas copil până bătrân. Ceasul nostru e una, ceasul lui Dumnezeu este altceva. Timpul lui Dumnezeu este la fel de sfânt ca și acțiunea lui Dumnezeu. Astfel că, în versetul 7, Dumnezeu va face dreptate aleșilor, care lui care strigă zi și noapte către El, nu către orizontală, către El, măcar că zăbovește față de ei. Bine, dar situația ajunge la un moment dat, cum prezenta fratele Florin Leu, dimineața asta la studiu biblic, situația ajunge la un extrem, nu, nu când e vorba de mine, dar cum erau copii acolo în deșert, fără apă, în situația aceasta, ajunge la un moment dat, cum a scris Pavel, am fost încercați peste puterile noastre. E adevărat, peste puterile tale, dar nu peste puterile lui Dumnezeu pentru tine. Și atunci în fața unei astfel de situații tindem să pierdem acest lucru care este, este esența vieții, unde e prezența lui Dumnezeu în așa ceva. Săptămâna trecută am fost invitat, am participat la un Zoom la universitate și acolo a fost un prezentator din Palestina. E palestinian născut acolo, e pastor acolo, e trăiește viu în locul acela. A fost o dezbatere extrem de densă acolo, dar după ce s-a tras linie pe dedesubt, concluzia tuturor concluziilor, că ăștia sunt așa, că ăștia sunt așa, dar întrebarea este aceasta, unde e Dumnezeu în toată treaba aceasta? Fiindcă toate lucrurile în final se încheie în prezența lui. Ai răbdare cu Dumnezeu până își va împlini tot planul lui cu tine? Ai răbdare cu Dumnezeu să mergi în același pas cu El? Nu mai repede și nici să rămâi în urmă. Ai răbdare cu Dumnezeu. Ai încredere că pasul Lui este pasul cel adevărat. Ai încredere că niciun fir de păr de pe capul tău nu cade fără știrea Lui Dumnezeu. Niciun cuvânt nu ajunge la tine fără să fi fost filtrat de Dumnezeu. Ai încredere aceasta, că despre El este vorba. Ești statornic, ai această răbdare stăruitoare vis-a-vis -vis de Dumnezeu a fost găsit pe, pe un perete al școlii pentru copii, al Maicii Tereza. A fost găsit acest poem pe care aș vrea să-l citesc înaintea voastră. Eu o să fie în engleză, dar voi, voi știți bine. People are often unreasonable, irrational, unself-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Succeed anyway. If you are honest and sincere, people may deceive you. Be honest and sincere anyway. What you spend years creating, others could destroy overnight. Create anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today will often be forgotten. Do good anyway. Give the best you have, and it will never be enough. Give your best anyway. In final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Mark Twain are o lucrare în care dă, dă cuvântul unei cățeluși, cățelușe. Și cățelușul aceasta își povestește viața a lui s-a dat cuvântul unui urs. E o altă poveste. Dar aici, cu Mark Twain, cățelușa aceasta povestește viața ei. Cum a fost născută, cum a fost vândută, în ce casă a ajuns, ce fel de dragoste avea în familie. Și sunt, sunt atât de reale aceste lucruri, că noi le trăim în familiile noastre. Dar a venit un moment în care cățelușa aceasta era întinsă pe o canapea și într-un legăn era micuțul baby Deodată o scânteie a sărit din foc, a aprins cortul care acoperea leagănul lui și uh, cățelușa a, a sărit să-și scape viața, dar și-a adus aminte de sfatul mamei, uh, niciodată nu te da înapoi când este vorba să salvezi o viață sau să ajungi pe cineva, indiferent cât costă lucrul acesta, nu te da înapoi. Și s-a întors înapoi de la ușă, a înfipt colții în centura de la copilului și l-a târât afară. L-a afară din... Când a ajuns afară, a văzut-o stăpânul târând copilul și stăpânul a lovit-o cu bastonul și a rupt piciorul și a continuat să o lovească. La urmă, bineînțeles că și-au dat seama că i-au rupt piciorul degeaba, pentru că ea, de fapt, luptase să salveze viața copilului acesta. A văzut incendiu care a fost acolo. Iubiții mei, Dumnezeu să ne ajute să perseverăm în umblarea noastră cu El, indiferent cu ce am fi vreodată pe pământul acesta întâmpinați sau tratați. Absolut indiferent. El este același. Tratamentul vieții noastre se poate schimba de la o zi la alta. Oamenii din jurul nostru, noi înșine ne schimbăm, împrejurările, toate lucrurile acestea, dar Dumnezeu rămâne același ieri, azi și în veci. Amin.